Mergem cu principalul subiect al seriei legat de ceea ce urmează să se întâmple la mijlocul lunii decembrie, mai exact în zilele 14 și 15 decembrie urmează să aibă loc reuniunea Consiliului European la care se va decide în privința începerii sau neînceperii negocierilor de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei. La începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și, iată, pornind de la această oportunitate care ni s-a ivit. Vreau de aici să pornim, domnule Flenchea, și să ne spuneți dumneavoastră ce șanse credeți că avem, pentru că eu aud diferite variante. Vedem poziția lui Orban, Ungariei, pe de o parte. Poziția Austriei încă nu este foarte clară pentru... Popescu, știi, sunt unitați cu ministrul de externe al Austriei. Da. Așa, dumneavoastră, ce credeți că... cu ce bucurie intrăm noi în Crăciun? Ok, aș vrea să spun că depinde de noi de felul în care... Noi ne-am făcut temele, dar nota trebuie să fie clar că nota pentru tema pentru acasă, ea ne-a fost dată și este raportul Comisiei Europene. Raportul Comisiei Europene care a zis că da, Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare. Toată lumea ne laudă. Nu, Comisia. Adică nu toată lumea. Ce o să spună toată lumea, noi o să vedem pe 15 decembrie. Deci e o notă dată țării în ansamblu. Mai departe, urmează o decizie pur politică. Decizia celor 27 șefi de state și guverne din UE. Fiecare cu politica lui externă, cu agenda lui internă, cu proprii probleme și proprii viziuni privind viitorul Uniunii în general și perspectivele extinderei în particular. Aici, mai departe, pe data de 15, vom vedea care va fi nota dată diplomației moldovenești. Uh-huh. Pentru că să convingi partenerii noștri, să convingi liderii țărilor europene, asta deja ține de diplomație Moldovei și în cazul dat, când vorbesc de diplomație, probabil în ultimul rând vorbesc de Ministerul de Externe propriu zis, e vorba de Ministrul de Externe, dar și de șefa statului, șeful guvernului, toți cei care reprezintă țara noastră, toți cei care vorbesc cu egalii lor din țările membre UE și urmează să-i convingă să ne accepte